Domnul Balanișcu, vă rog, interveniți. O singură chestiune aș atrage atenția, și anume aceea de a folosi aceeași unitate de măsură tot timpul. La marșul LGBT au fost, nu știu, cât 100 de persoane sau chestiuni de genul ăsta și acolo a fost un pericol. Aici, unde avem un perelinaj, nu este un pericol. Nu știu, întreb. Aș vrea să folosim aceeași unitate de măsură tot timpul, să fim consecvenți. Mulțumim pentru intervenție. Așadar, încă o dată reiau. Cine este împotriva retragerii acestor puncte? Nu putem compara pelerinajul cu LGBT. Domnul Balanișcu. Ha, vă rog. Domnul Balanișcu, vă rog, interveniți. O singură chestiune aș atrage atenția, și anume aceea de a folosi aceeași unitate de măsură tot timpul. La marșul LGBT au fost, nu știu, cât 100 de persoane sau chestiuni de genul ăsta și acolo a fost un pericol. Aici, unde avem un perelinaj, nu este un pericol. Nu știu, întreb. Aș vrea să folosim aceeași unitate de măsură tot timpul, să fim consecvenți. Mulțumim pentru intervenție. Așadar, încă o dată reau. Cine este împotriva retragerii acestor puncte? Nu putem compara pelerinajul cu LGBT. Domnul Balanișcu. Vă rog.